când ne confruntăm cu un val de scumpiri, ne amintim cu nostalgie de timpurile când mergeam la magazin cu un singur leu și chiar cu acest buget modest aveai ce cumpăra. Acum am decis să facem un experiment aici, la Piața Centrală, ca să aflăm dacă mai găsim produse și lucruri care costă un singur leu. Mai mult nu vom plăti. Haideți la cumpărături! S-a dovedit a fi mai greu decât ne-am așteptat. Primele încercări de a cumpăra cel puțin un biscuite, un plic de zahăr vanilat ori ață pentru cusut s-au soldat cu eșec. În zona cu fructe și legume am avut însă noroc. Pot cumpăra ceva cu un singur leu de la dumneavoastră. O ciupercă. Vă mulțumesc, vă dau și eu un leu. Poftim! O zi bună! Iată și prima cumpărătură. Mergem! Pot cumpăra ceva de la dumneavoastră cu un singur leu? Avem ceva, o căpșunică vedem cu un singur leu. Haideți să vedem cât cântărește o căpșunică. 95 de bănuțe. Perfect, cumpăr! Am reușit să cumpărăm și câteva produse pentru a improviza ulterior o salată, câteva ridichi și un castravete. Tot un leu am cheltuit pentru un măr. Cu un singur leu, doi nasturi. Cu un singur leu puteți luați 4 bolduri. Cu un singur leu puteți luați 1 metru de danteluță. Cu un singur leu puteți luați 1/2 de metru de danteluță mai lată. Așa, cred că o să iau 2 nasturi. Vă rog! Am căutat încă mult timp prin piață, dar alte produse care pot fi cumpărate cu un singur leu nu am găsit. Mă întreb dacă la teșgheaua dumneavoastră găsim ceva cu un leu. Cred că nu. Pe parcursul anului ăsta nu au fost așa prețuri. Gata cu cumpărăturile, pentru ziua de astăzi a venit timpul să facem totalurile. Cu un singur leu astăzi am reușit să cumpărăm 3 ridichi, un măr, un castravete, o ciupercă, o ciocolată și să nu uităm și de cei 2 nasturi. Am aici și o căpșună, am uitat de ea. Anul trecut am făcut un experiment similar tot aici la Piața Centrală. Atunci am reușit să cumpărăm, tot cu un leu, o banană, câteva pliculețe cu zahăr, un ou și un caiet.